Salut, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Astăzi este luni, ceasul este 9:46, noi ne-am trezit cam de vreo 40 de minute, așa. Da, cam pe la 9 ne-am trezit, 9 fără 10, ceva de genul. Și am zis să dăm startul unui nou vlog. O să vină și Alana în curând, o să vedeți acolo jos. Am acolo în spatele meu o găină de țară. Aș vrea să fac astăzi, nu știu exact dacă o să-mi iasă. Țin minte când mergeam în țară, ai noștri ne făceau găină la ceaun, doar că eu nu o să fac în curte, ci o să fac pe aragaz. Dar nu știu exact dacă o să-mi iasă, cum le ieșea lor. Știu că trebuie lăsată foarte, foarte mult la fiert, undeva, cred că la vreo 3-4 ore și apoi prăjită un pic. Am zis să o scot să vedem ce iese, încercarea moarte n-are. Iar mai în spate, nu știu dacă vedeți voi, am niște vită, vreau să le fac fetițelor niște ciorbițe de vită în această dimineață, deoarece plouă afară și nu mergem nicăieri în dimineața aceasta, dar după amiază am văzut că e soare și am vrea să scoatem fetițele la joacă, în parc. Am vorbit și cu o prietenă, ieri mi-a zis, de fapt ieri mă contactase ea să ieșim cu fetițele în parc, doar că Alana a avut febră, acesta este motivul pentru care nici n-am mai filmat câteva zile. Știți că vă spusesem eu în vlogul anterior că am fost cu Alana la vaccinul de un an și mi-a făcut 3 zile la rând febră. Îi scădea după calpol, nu a fost chiar așa de rău, dar Catalia nu mi-a făcut. Mi-a făcut doar o dată febră la vaccinul de un an, i-am dat doza de calpol și atât. În schimb, Alana văd că este altfel. Oricum, până la 3 ani, 3 ani jumate, nu o să mai ducem grija vaccinului. O să urmeze al Cataliei acum la 3 ani, dar pentru Alana, 2 ani de acum încolo, nu o să mai îmi fac griji. Și da, cam atât am avut de zis, că vreau să dau startul unui nou vlog. Acum eu mă pun să-i dau Alanei, pentru că e așa băul lăpticul, o să mă pun să-i dau micul dejun. Să vedem și Catalia ce vrea să mănânce, iar apoi aș vrea să mă apuc de ciorbița de vită pentru fete, pentru că la fel trebuie lăsată să fiarbă, adică mie îmi place ca vita să fie, pentru că o să mănânc și eu, mi-am propus ca în fiecare zi, de câte ori am ciorbiță, seara la 6, să mănânc câte un bol de ciorbiță, supă, depinde ce am eu. Pentru că de când am început această, nu că nu este o dietă, acest stil de viață cu deficitul caloric, eu nu prea am mai mâncat deloc mâncare gătită și ciorbiță n-am mai mâncat de nu mai țin minte când, de foarte mult timp. Și oricum ciorbița nu cred că ar avea, pentru că eu nu adaug ulei sau alte cele, nu fac cu prăjeală, sunt decât legumele fierte și carnea fiertă. Și nu cred că ar avea atât de multe calorii. Gata, nu mai vorbesc foarte mult și mă pun să văd ce vor fetițele. De fapt, ce vrea Catalia să mănânce, pentru că Alana știu deja ce să-i fac. M-am apucat aici de ciorbiță, bine, am pus-o la fier de pe la 11:30 și ceasul este 1:10. Aici am tăiat și pus legumele Alanei în apă, aștept să fiarbă cărnița. Acestea sunt pentru Catalia, Alanei o să-i mai pun niște cartofi și dovlecel. Scuzați, aragazul, dar mi-a picat spumă din aceea. Eu am fiert carnea de vreo 2 ori și am schimbat apa.
Acum este a treia oară și am pus o din aceasta de pastârnac, cred că se numește română. Și am pus-o aici și aștept, o să mai las cam o jumătate de oră. Haideți că am întors camera, iar acum aș vrea să mă apuc să fac niște clătite. A zis soțul că ar mânca niște clătite și am zis că de ce nu și eu aș mânca. Lui o să-i fac cu ciocolată și mie cu dulceață, dacă știți vechea poveste că noi așa mâncăm. Și da, decât atât am vrut să vă zic. Abia aștept să fac ciorbița și în acatalei o să mai pun la sfârșit, o să-i mai pun puțin fidea și cred că o să-i mai pun, înainte de a pune fidea, cred că o să mai pun și puțin sos din acela de roșii și atât. Este Alana. Am făcut și compoziția pentru clătite, cam așa arată. Eu am pus 2 ouă, lapte, esență de vanilie, am pus puțină, făină și puțin ulei. Eu nu pun zahăr în compoziție, mi se pare că dulceața din umplutură sau na, ciocolata din umplutură, depinde cum vreți să mâncați. Alana, mama, o să cazi bubule. Și o să facă clătita destul de dulce și de aceea eu nu pun zahăr sau zahăr vanilat. Acum o să le pun la fier, Doamne, la prăjit. Și o să vă arăt rezultatul apoi. Scuzați dezastru, dar am zis să vă mai fac așa un update cu ce am făcut. Încerc să... Da, foarte amuzat. Încerc să tai, pentru că ai noștri când ne-au trimis puiul, ni l-au trimis așa întreg. Și încerc acum să-l tai. Sincer să fiu, nu prea mă pricep la asta. O să dau imediat partea aceasta jos de aici, că noi nu mâncăm. Și încerc să o tai și să o spăl ca lumea, ca să o pun un pic la marinat, să o facem pentru diseară. Aici am spălat și am tocat legumele pentru ciorbiță. Am pus ceapă, morcov, ardei galben și ardei roșu. O să mai adaug și un cartof în ciorbița noastră și al lui Alana o să adaug un cartof așa mare. Aici am făcut clătitele, compoziția, cred că v-am arătat-o, din nou scuzați aragazul. Aici am o clătită în acțiune. Fierbe ciorba. Ciorba care fierbe. Bine, mergea și fierbe ciorba. Iar aici am câteva clătite. Nu știu exact câte sunt. Una, două, trei, patru, dacă le număr eu bine. Le pun așa, le acopăr ca să nu se usuce. Și da, cam asta e ce fac eu acum. Și aici mi-am pus așa un pic ulei. Și cu aceasta dau pe tigaie ca să nu pun foarte, foarte mult ulei. Gata, mă apuc aici să încerc să-l fac, să văd, dar pentru că nu prea mă pricep la chestia asta, vă spun sincer, să porționez toată găina aceasta. Dacă nu, o să-l las pe soț când vine la casă, s-a dus să cumpere smântână. Vreau să mănânc diseară cu mămăliguță și să-i cumpere catalei Viva. Și da, las pe el dacă nu mă pricep eu. Ceasul este 4 și 18 minute. Noi abia ce am terminat de mâncat, le-am dat fetițelor să mănânce și o să plecăm în parc, deoarece este foarte, foarte soare afară. Este și cald în același timp, doar că nu mai plouă, iar acolo o să ne întâlnim cu o prietenă și cu fetița ei. Nu prea am filmat cine știe ce, deoarece am stat după ciorba de văcuță să se facă. Am fiert-o 4 ore jumate, dar a ieșit foarte, foarte bună și delicioasă ciorbița. Gata, mă duc, pentru că ei deja s-au urcat în mașină, mă duc să mă încalț și să-i zapă. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like. Hello, dragilor, deci mă uitam acum că mi se văd firele albe de aici prin spate pe camera de filmat, deci da, e clar.
Și nu m-am mai vopsit, cred că din aprilie, ceva de genul. Mai, iunie și nu suntem nici iulie, aproape 3 luni și firele mele deja se văd. Sau nu știu exact că vedeți voi pe cameră, dar eu le văd și sunt și aici în față. În fine, nu despre asta este vorba. Astăzi este miercuri și am zis să termin vlogul pe care l-am început luni. Din păcate, Alana a avut febră ieri și nici eu nu m-am simțit extraordinar și de aceea nu am mai filmat ieri. V-am mai zis eu, a avut și săptămâna trecută febră, dar săptămâna trecută dau vina pe vaccin, dar îi sparge și un dinte de aici de sus și este decât foarte, foarte puțin spart, un colțișor mic de tot și are toată partea de sus umflată și ieri a făcut febră, astăzi văd că nu a mai făcut. Și mă bucur. Dar luni n-am apucat să termin acest vlog pentru că am filmat foarte, foarte puțin. Nu știu, am pus toate clipurile needitate undeva la 11 minute și când le mai editez oricum mai tai eu din ce mai vorbesc acolo, că mă mai încurc, bă, cine știe ce prostii mai zic. Și cred că o să fie undeva la 9 minute. Astăzi nu am uitat să vă zic, cred că este ceasul vreo 5, Cătăluța și Alana abia s-au trezit. Am dormit și eu un pic cu ele, deoarece astăzi m-am trezit foarte, foarte de dimineață, undeva la ora 7, dacă nu mă înșel. Da, la 7. Bine, m-am trezit odată pe la 5 că am visat urât. Am dormit în living aseară, deoarece mi-am pus ceasul să sune la 7 și n-am vrut să trezesc fetițele. Haide la mami. Deoarece am avut ore de condus, știți că vă ziceam eu că vreau să fac niște ore de condus cu cineva specializat aici. Mi-a zis domnul respectiv că locuri libere pentru examen sunt tocmai în decembrie, dacă vă vine să credeți, și noi suntem la sfârșitul iulie. Bine, mai sunt câteva zile și vine la sfârșitul iunie și mai sunt câteva zile și vine iulie. Și până în decembrie mai i-am de așteptat și i-am zis că deocamdată acum am vrut să văd în ce stadiu sunt. El a zis că sunt ok și au fost câteva lucruri care eu credeam că nu... Da, nu știu, că le fac bine și când colo la examen îți, nu neapărat că te pică, dar îți depunctează. Am observat acum unde mai am de lucrat și mi-a zis ce mai am eu de lucrat. Nu sunt chestii foarte grave, doar că sunt chestii pe care dacă le repeți de multe ori în timpul examenului, îți scade din punctaj și dacă le faci de multe ori, s-ar putea să pici. Iar apoi am fost la muncă și ghiciți ce, încep munca săptămâna viitoare, deci sunt atât de nervoasă, am fost atât de nervoasă dimineață când am fost la ei. Știți că vă spuneam eu că maternity-ul meu se termină undeva la sfârșitul mai și așa era, a fost ca mine. Deci ei nu știu pe ce lume se află sau nu știu ce naiba, că sunt o grămadă de oameni, dar degeaba. Așa. Și mi-au băgat concediul de anul trecut, acum vreo 4 săptămâni, vinerea cu trebuie să fiu plătită, deci mi-au dat toate planurile peste cap, eu am făcut niște planuri că o să stau până la sfârșitul august acasă și de fapt nu. Bine, trebuiau managerii mei să mă anunțe, dar nu m-au anunțat. Și vă spun sincer, pentru că știți că nu mă oferesc de voi, eu cred că au ceva personal cu mine de când am rămas însărcinată a doua oară, deoarece, bine, am văzut eu o schimbare în comportamentul lor de când am rămas însărcinată cu Alana și de aceea cred că au ceva personal cu mine, cine știe ce or fi zis, ia uite și pasta, s-a întors de, pentru că cam așa a fost, m-am întors la sfârșitul septembrie și în decembrie eu am anunțat că sunt însărcinată și de acolo am văzut eu, iar de acolo am văzut eu o schimbare în comportamentul lor. Și da, nu m-au anunțat că m-am dus astăzi la HR, păi nu te-au anunțat, nu te-a sunat nici managerul Cutărescu, nici managerul Cutărescu, nu m-a sunat nimeni și n-am primit nici scrisoare. Doamnele de la HR de acolo au fost foarte supărate, adică și-au cerut scuze, dar nici vina mea nu este. Este vina cui trebuia să mă anunțe. Sunt conștientă că ei nu o să-și ceară scuze pentru că
sunt niște oameni mai așa, nu-mi dați mie cu, nu mi ajungeți cu nasul la fund sau ceva de genul, cred că așa era o vorbă, dar eu oricum, cum o să fie un, și am uitat să vă zic că o să mă bage la cantină, pentru că acolo au loc liber pentru mine, da, este, nu mi-e rușine să muncesc, oricum nu am ce să fac acolo, cred că, pentru că eu nu am training-uri făcute pentru a face mâncare sau chestii din astea, e total diferit de ce făceam eu la birou, ce vorbeam la telefon, făceam acte și așa, băgam marfa în sistem și acum la cantină. Doar că atunci când o să ivească un loc liber la soțul meu, o să mă mut acolo. Este sau va fi curând ceva de genul, știu că zicea soțul meu, va fi un loc liber tot la birou. Nu țin neapărat să merg tot la birou, doar că în partea aceasta nu mai vreau eu să stau, mai ales după faza de astăzi. Dacă eu nu mă duceam, îmi continuau cu tot, pentru că și concediul de anul acesta era pus în continuare și eu până la anul, în aprilie, nu mai aveam concediu. Deci au fost luate niște acțiuni de către managerii mei și nu am fost întrebată. Și cu asta am spus tot. Așa, iar apoi am venit acasă, am făcut niște burgeri, am luat soțul și am făcut la Tefal Optic Grill. Iar apoi am pus-o pe Catalea la somn și pe Alana și aceea a fost toată dimineața noastră. Iar acum, după cum am spus, ceasul este cred că vreo 5 și ceva. Fetițele abia s-au trezit iar și au dormit foarte bine și ieri au dormit foarte, foarte mult. Ieri cred că au adormit la 2 și s-au trezit la 5. Iar astăzi au adormit undeva în jurul orei 2:30 și la fel s-au trezit la 5. Și da, cam atât am vrut să vă zic. Mi-a dat Catalea telefonul jos, că a zis că vrea să mergem jos și să nu mai filmez cu telefonul. Alana e și acolo, este în camera ei, am ușile deschise. Să vedem ce facem acum, trebuie să cobor cu fetițele, să le dau să mănânce, iar eu mă gândeam să facem o prăjitură împreună, deoarece de poi mâine așa aș vrea să mă apuc din nou de calorică. Tu vraznic-o, s-a făcut șoareca asta o vraznic-o, s-a făcut. Unde-i Ana? Unde-i Ana? Unde-i Ana? Unde-i Suri? There is. Unde-i Ana? There is. Unde-i mami? There is a baby. Toys. I-ai dus toys? Yeah. She happy? Yes. Da, tu o iubești pe Ana? No. Do you love Ana? No. Măi, de ce mi-i spun? Mi-a zis soțul când a venit de la orele de condus, pentru că v-am zis că eu am dormit în living, ca să nu le trezesc așa de dimineață. Și mi-a zis că atunci când s-a trezit, a luat poza mea, avem o poză toți patru în living, și a luat poza mea mânușa și zicea, Mami beautiful, Mami, where is Mami? Mami work? Mami no work, where is Mami? Adică, mami mea frumoasă, unde este mami? Mami s-a dus la muncă, nu te du mami la muncă, asta a vrut să zică. Ce-a puțit? Oh, no! Pa. Hai să-l punem aici și daddy gonna fix it, da? No. Păi nu știu să-l fix it. Please. Bun, dragilor, haideți că încerc să-i fac, nu știu ce și-a făcut aici la mașinuță. Și încerc să-i fac. Am terminat cu fetițele, ceasul cred că este vreo 7 și am zis repede să mă apuc să fac pandișpanul cu... de fapt, nici nu cred că v-am zis ce prăjitură fac. Vreau să fac un pandișpan cu căpșunele și niște fructe congelate, doar că fructele congelate nu o să pun prea multe. Scuzați dacă vedeți dezastru în spatele meu sau așa, eu cred că nu vedeți. Dacă o să mai auziți ceartă pe fundal... Sunt fetițele, Catalea mănâncă chipsuri, iar Alana vrea și ea. I-am dat chipsuri pentru bebeluși, dar nu vrea. Și tot așa, aceasta este viața mea de zi cu zi. Până vineri, până când o să mă întorc la muncă, vinerea cealaltă. Gata, să mă și apuc de treabă. O să vă zic cam de ce aveți voi nevoie.
6 ouă, 6 linguri de zahăr. Eu o să pun 5 linguri de zahăr să nu iasă așa dulce. 7 linguri de făină. Da, am început bine. O esență de vanilie. 3 linguri jumate de ulei. Un praf de copt. Un zahăr vanilat pe care eu nu-l am și cam, acum depinde câte căpșune vreți voi, eu cred că o să pun în jur de 3-400 de grame de căpșune. Batem albușurile spumă, apoi punem cele 5 linguri de zahăr și le batem până se face ca o bezea. Separat o să frec esența de vanilie cu uleiul și gălbenușurile de la ouă. Le frec bine, bine, bine de tot și această compoziție, au venit fetițele, deci nu știu cât o să o mai înțelegeți. Și această compoziție o să o pun peste albușurile bătute spumă. Trebuie să stau și așa deoarece Catara e dezbrăcată și nu vreau să o vedeți pe aici. Iar apoi adaug cele 7 linguri de făină. Le amestec bine, eu le amestec pe toate cu mixerul. Voi puteți să le faceți și cu paleta când incorporați făina, ci că este mult mai bună cu paleta, doar că îți trebuie timp și eu nu am timp. Iar apoi, la sfârșit, după ce am pus împreună cu făina, puneți și praful de copt, am uitat să specific asta. Iar apoi, la sfârșit, după ce a spus compoziția în tavă, spălați niște căpșune, le tăiați cum vreți voi, eu le tai în 4 sau 6, depinde cât de mare este căpșuna și le pun așa deasupra și o să mai pun, mai niște fructe congelate, dar nu o să pun foarte multe, deoarece mi este teamă să nu își lase apă și să se fac blatul așa nasol. Gata, mă apuc de treabă, o să și filmez, doar că o să pun un timelapse. Feel the same, and I'm acting stupid like.
Gata, am terminat-o, s-a făcut foarte, foarte repede. Cred că din câte ați putut observa și atunci când am filmat, nu am pus toate căpșunelele. Mi se pare că sunt destule, cred că am pus undeva la 200 de grame, zic eu, deoarece am pus și aceste fructe congelate. Și țin minte că am mai făcut odată această prăjitură și mi-a ieșit prea poasă înăuntru, gen nu se făcuse. Și de aceea am zis, pun mai puține și să fiu mult mai sigură. Gata, o să o bag acum la cuptor până când trece testul scobitoarea. Și, adică, nu știu, cam zic eu, după cuptorul meu, o jumătate de oră, cred. Na, nu știu. Eu mereu zic să faceți testul cu scobitoarea pentru că este cel mai safe. Gata, îl bag la cuptor și ne auzim când este gata. Gata, dragilor, am scos și prăjitura de la cuptor. Vedeți, nu este foarte, foarte mare. S-a lăsat un pic. Era un pic mai pufoasă când am scos-o din cuptor, dar vedem noi până la urmă cum a ieșit. Nu o să o tai acum deoarece este foarte, foarte caldă și s-ar strânge compoziția, s-ar strânge aluatul dinăuntru. Eu acum o să mă duc să-i fac duș catalei pentru că mâine dimineață avem programare cu Hell Visitor-ul pentru... cum se numește, dezvoltarea cataleei de 2 ani și ea are 2 ani jumate, deci trebuia să aibă de jumătate de an această programare, dar da, și cred că o să pun o poză diseară pentru că o să trească să cobor aici să fac curățenie, să spăl toate vasele. Hello, dragilor, ceasul este vreo 11:05, dacă nu mă înșel. Îl aștept pe Costi să vină de la muncă. Tocmai ce am venit de la Catalea, nu știu, mă îngrijorează tare mult, de vreo 2 luni, dacă nu mă înșel, poate chiar 3 luni. Ea visează foarte, foarte urât, vorbește în somn foarte mult, are simptomele unui somnambulism, dacă zic bine și pronunț corect. Și abia aștept să mă duc mâine cu ea la Hell Visitor și la dezvoltarea de 2 ani, de 2 ani și are 2 ani jumate. Să vedem doamna de acolo sau na, nu știu. La un an a fost soțul cu ea, eu eram la muncă. Acum nu știu, la 2 ani soțul a zis că parcă au fost 2 doamne acolo. Doar că una nu s-a implicat foarte, foarte mult. Probabil era practicantă ceva. Noi vedem mâine dimineață. Și vreau să-i spun despre această chestie. Pe mine mă nelămurește teribil. Adică mai în fiecare seară, să zic că este doar o seară pe săptămână, două, în care ea nu plânge și nu visează urât. Și nu se întâmplă doar... nu are doar un episod pe seară, are de vreo 2-3 ori, plânge, se trezește și stă în fund, nu știu, vorbește, ce face ziua, nu știu exact care este chestia și sunt un pic îngrijorată, dar vedem mâine ce va zice doamna respectivă. Eu... după ce am adormit-o pe Catalea, am venit aici jos și am făcut curățenie. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ne-ați urmărit și astăzi. Dacă vă place de mine și de noi, nu uitați să vă abonați acestui canal și să ne lăsați un like. Eu v-am pupat, iar noi ne revedem la următorul vlog. Pa!